Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre site-ul Minter Network, în special despre moneta BIP. Vreau în acest video să arăt cum se creează portofelul, pentru că sunt câteva variante. Deci unul de pe site-ul principal Minter Network, mergem în jos. Ajungem la direcția DOX și aici sunt mai multe pagini importante care putem să le studiem pe rând. Pe noi ne interesează pagina console. Așa sună în engleză. Eu engleză nu cunosc, așa că nu vă uitați la pronunțare. Nu este principalul. Principalul e calea, regulile care trebuie de îndeplinit ca să nu pierdeți portofelul. Deci apăsăm pe console. Unde se deschide o pagină pe care noi creăm portofelul. Sau cu portofelul creat, deja putem să intrăm în el. Pentru asta nu ne trebuiește o frază secretă, o combinație din cuvinte care se creează odată când creăm portofelul. Ceea ce se plasează și putem intra în cont. Pentru aceasta este, uitați-vă aici, direcția de creat un portofel. Este limba rusă, cine cunoaște, dar eu cum fac video pentru persoane, cum din Moldova, cum și din România, așa că România, ca regulă, nu știu rusă. Ei știu mai bine engleză, dar dacă nu știți engleză, tot este o posibilitate de a face traducere dacă folosiți browserul Chrome de la Google. Pentru asta este așa o funcție, tradu în limba română. Deci puteți să o setați. Vă uitați ce spune în limba română, dar când îndepliniți careva operație, scoateți traducerea, că poate să facă o greșeală care să ducă să fie fatală în viitor. Deci ce trebuie să facem noi? Să apăsăm pe butonul acesta și să generăm o combinație din cuvinte, care, cum am spus eu. Deci aceasta este combinația aceasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 cuvinte. Deci acesta este adresa la portofel. Pentru ca să nu aveți pe urmă probleme, vă recomand să o copiați și să salvați într-un careva document, text, ori, știu, Word, cum vă place. Undeva pe calculator le salvați. Deci, prima, salvați adresa la portofel, puteți scrieți undeva acolo, ca să nu fie prea un lung video, apoi copiați combinația aceasta de cuvinte. Și tot o salvați de pe ele. Undeva într-o direcție pe calculator, ca să puteți pe urmă să o găsiți. Acum, după ce am creat această combinație, deci dacă reînnoim pagina, vedeți, nu se salvează nimic, dar combinația care noi avem salvată, o plasăm aici și apăsăm Sign In. Deci asta e în loc de parolă. În cazul dat, deci noi am nimerit în interior unde putem să facem transferuri de monete dacă le avem, dar inițial trebuie de undeva să le primim. Unde se poate de primit, este acum o promoție gratis, o să spun în alt video. Deci ideea e că trebuie să aveți acest portofel, ori dacă ați văzut careva video de mele, de pildă acest video unde eu am arătat cum câștig cu moneta dată. Deci este așa un link care ne duce la o stil de promoție, unde putem primi până pe 31 august, merge promoția dată, 10 monete gratis. Deci apăsați, treceți în Telegram. De ce trebuie să știți așa lucra în Telegram? Ca tare, de ce această monetă este interesantă? Deci, dacă intrăm pe site-ul principal, aici este așa ceva, o direcție ton. Ce înseamnă ton? Deci, ton ca tare, asta e viitoarea monetă a aplicației Telegram. Pentru crearea monetei date s-au adunat investiții peste $1 miliard. Deci va fi o monetă foarte, foarte răspândită, pentru că de Telegram se folosesc câteva sute de milioane de oameni deja. Deci este un messenger, cred că unul din cele mai populare. Acum, deci asta va fi în viitor. Deci tot ce se întâmplă cu moneta BIP, ea are variante bune pentru dezvoltare și a crește în preț. De ce mulți socot că acesta e un viitor Bitcoin, deci pentru că este mult mai rapid și mult mai bun. A doua variantă este site-ul bip.to, unde toți poate de creat portofel, versiunea smartphone de pildă. Puteți să descărcați pe iPhone dacă aveți sau pe Android, Google Play, și mai este versiune pentru browser. Pentru aceasta apăsați de creat portofel. Aici tot este engleză și limba rusă, dacă cea. Apăsați de creat. După aceea, aici o leacă e alt algoritm de creare a portofelului, pasați pe modul avansat. Aici ea, deja uitați-o, este un spațiu unde se introduce fraza cu care putem să intrăm, dar dacă nu aveți încă portofel, deci apăsați de generat o adresă. În cazul dat, se creează un portofel nou, unde deci puteți să vă antrenați-vă câteva ori. În final, după ce ați înțeles cum se lucrează, principalul să salvați această combinație de litere, pentru că el este cheia sau parola de intrare în portofel. Fără ea, nu o să puteți primiți banii. Deci dacă ați uitat această combinație, deci banii care sunt pe portofel, practic puteți spuneți că i-ați pierdut. Deci nimeni nu o să vă întoarcă. De ce dați mai jos? Dacă aveți mai multe portofele de pildă, cum eu am mai multe, deci salvați. Ce nu-mi place? Salvați undeva fraza dată. După aceea dați butonul încoace și apăsați butonul acesta. Și s-a creat portofelul. Deci portofelul îl găsiți la Resave. Deci acesta este portofelul. Deci Resave asta de a primi bani. Pentru ca să primiți bani trebuie să le dați la oameni adresa portofelului. Deci ori evidențiați, ori apăsați pe copiat, ori scanați. Sunt mai multe variante de a copia adresa portofelului. Și o salvați aici. Și deci salvați undeva, de pildă că aveți mai multe. Și așa, uitați-vă, vedeți, orice portofel de la BIP se începe cu M. Pentru că este de la denumirea Minter Network. Deci, mai departe, ce trebuie să mai știm? Practic este principal. Aici, ia uitați-vă, indicăm adresa, de pildă portofelul unde trimitem, aici indicăm suma de pildă, careva informație, de pildă de reper dacă vrem, de pildă de la Ion sau știu de la Petru, și trimiteți. Dar deoarece eu nu am nimic în balanță, vedeți, el apare cu roșu că nu am nimic. Asta eu am arătat. Aici ea să fie informația despre mai multe monete, deci acum moneta principală este BIP. Prin ce este bună această monetă? Că noi putem să ne creăm moneta proprie. Dar cum se creează, deja am studiat acest site, informația este destulă pe acest site, tu faci și video posibil că în viitor, dar ideea e care că moneda aceasta merită atenție, deci nu vă grăbiți, studiați atent și o să înțelegeți ce plusuri are această monedă. Deci cam atât, am arătat două variante cum creăm portofelul, deci se poate de pe site-ul principal de trecut la console.minter.network. Aici mai multe posibilități sunt, că acesta e site-ul principal, unde deja voi explica în alte video ce înseamnă fiecare buton. Deci cam atât ce am vrut spun, numai bine!